Absolvenții de liceu vor începe de luni, 17 iunie, examenul de bacalaureat. Până în 27 iunie, absolvenții clasei a 12-a vor susține evaluarea orală a competențelor lingvistice pentru limba română, limba maternă și limba modernă, iar precum și a celor digitale, probe ale căror rezultate nu se notează și nu contează pentru media finală a examenului. Din 1 iulie încep probele scrise, iar două săptămâni mai târziu se vor afișa și rezultatele. În județul Hunedoara, la sesiunea din această vară a bacalaureatului, s-au înscris peste 2400 de liceeni din anii terminali, iar examenele vor fi susținute în 9 centre stabilite la nivelul întregului județ. În urma depunerii cererilor, vreau să vă spun că la nivelul județului Hunedoara am înregistrat un număr de 2437 de candidați, dintre care 2122 sunt din promoția curentă și 315 din promoțiile anterioare. Conform calendarului, avem în perioada 17 iunie până în data de 27 iunie probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba orală în limba română, de comunicare orală în limba maternă, probele de competențele digitale și de comunicare într-o limbă de circulație internațională. Începând cu data de 1 iulie, vor avea loc probele scrise, mai exact în 1 iulie limba și literatura română, proba scrisă, în 2 iulie probă obligatorie a profilului, matematică sau istorie, în 4 iulie proba la alegere a profilului și specializării, în 5 iulie, limba și literatura maternă, acolo unde este cazul. Rezultatele se vor afișa în data de 8 iulie și în aceeași zi se pot depune eventualele contestații. În perioada 11 iulie se vor soluționa contestațiile, iar rezultatele finale ale examenului de bacalaureat pentru prima sesiune din acest an se vor afișa în data de 12 iulie. Le dorim mult succes! Avem la nivelul județului Hunedoara 9 centre de examen cu 2 subcomisii și suntem în grafic cu toate activitățile în ce privește organizarea acestui examen. În perioada 15-22 iulie va avea loc înscrierea candidaților pentru a doua sesiune de examen, cea din toamnă, la care vor putea participa inclusiv candidații care au promovat examenele de corigențe.